atrageți atenția la client ca să nu să respecte distanțarea în momentul când vin să comandă. Sigur că da, tot timpul. Bănuiesc că numai de mască e clară, nici nu se pune probleme. Mulți clienți s-au declarat revoltați. Spun că li se încalcă drepturile. Ne ia dreptul la libertate. Pur și simplu părinții care sunt mai în vârstă ne-am vaccinat, că am fost nevoiți, iar cei tineri nu se vaccinează pentru că nu știu exact ceea ce conține vaccinul. La acțiune a participat inclusiv prefectul Capitalei. Rugămintea mea este să vă vaccinați, să respectați regulile de distanțare fizică și să purtați masca corespunzător, pentru că vor fi instalate filtre pentru verificarea măsurilor care se aplică după ora 20. Vizate sunt locurile aglomerate, precum stațiile de autobuz, tramvai și metrou. Controle se vor face și în restaurante și baruri.